Blocurile noi din Cluj-Napoca nu vor mai avea centrale individuale, ci o singură centrală de scară, bloc sau cartier. Cum s-a ajuns la această decizie, ne spune, desigur, colegul meu, Alex Prunean. Bună dimineața, Alex, te ascultăm! Bună dimineața, Iuliana! Bună dimineața tuturor! Ideea este ceva mai veche, însă abia acum autoritățile locale au făcut demersuri pentru a o pune în practică. În acest mod, spun reprezentanții primăriei, vor reduce poluarea și cu toții vom respira un aer mult mai curat, pentru că la Cluj-Napoca se construiesc anual sute de blocuri. Mai exact, toate clădirile nou construite cu mai mult de șase apartamente nu vor mai putea avea centrale individuale pentru fiecare apartament, ci doar de scară sau de bloc. De asemenea, dezvoltatorii au posibilitatea de a acorda clădirea la sistemul de termoficare centralizat, care la Cluj-Napoca încă funcționează eficient. În acest moment, măsura se află în dezbatere publică timp de 30 de zile și cel mai probabil va intra în vigoare în urma adoptării în ședința Consiliului Local din luna ianuarie. Este extrem de important că această măsură nu se va aplica și celor care au deja montat o centrală de apartament, ci doar clădirilor construite după data intrării în vigoare. De asemenea, puțin clujeni, aproximativ 20 20.000 care încă se află racordați la sistemul centralizat de termoficare, se pot debranja oricând și își pot încă monta o centrală de apartament, pentru că, după cum vă spuneam, nu se va aplica și retroactiv. Iuliana? Alex, îți mulțumesc pentru informații.